numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat! Va veni o vreme când cei care vă vor ucide vor crede că aduc slavă lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, iată-ne a patra zi de Paști. Iată-ne într-o atmosferă deosebită în care eu, cel puțin unul, mă întreb cum de suntem așa de mulți. Pentru că viața este așa cum este, zilele libere s-au cam terminat, lucrurile s-au așezat într-un fel sau într-altul și totuși a patra zi de Paști ne aflăm aici să dăm slavă lui Dumnezeu. M-am gândit că Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, ce ne prilejuiește de fapt această întâlnire și această Sfântă Liturghie deosebită, este cel care ne poate așeza cu mintea către ceva cu totul și totul deosebit. Și din tot ceea ce s-a așezat, vis-a-vis de faptul că suntem Suntem într-o zi în care Sfinții Părinți ne-au rânduit o Evanghelie care se citește la acest Sfânt Mare Mucenic Gheorghe și pentru că este vorba de un Sfânt Mare Mucenic, este vorba neapărat de mucenicie. Și veți spune, apoi gata, ne așezăm pe partea elaltă, mucenicie în veacul nostru mai puțin. Fraților, dar mucenicia nu înseamnă neapărat să te taie cineva cu sabia, nu înseamnă neapărat să te arunce în zmoală încinsă, nu înseamnă neapărat să te împungă cu sulița sau să taie capul. Martiraj facem noi cu cei de lângă noi. Și am să vă spun de ce, nu vreau să fiu dur decât cu mine însumi. Noi suntem cei care martirizăm pe ceilalți. Până acum noi credeam așa că biserica vine neapărat ca să ne mângâie, nu. Vine biserica să ne trezească. Când cineva leșină, dacă vrei să-i faci un bine, poți să-l mângâi 100 de ani, că acolo lângă el rămâi, dacă nu-i dai două palme. Deci când cineva are nevoie de ajutor, poate să aibă nevoie într-o situație sau într-alta. Noi vorbim astăzi despre cazurile de leșin, adică trebuie să ne luăm puțin și câte două palme. Ce facem noi? Noi credem că suntem datori să-i facem pe toți asemenea nouă. Despre acest lucru vreau să poposesc câteva cuvinte astăzi. Este un lucru atât de fals și atât de ne la locul lui și necreștinește pusă problema, încât trebuie să vă spun. O iau, în primul rând, din calitatea de părinte, părinte de copii. Știți că am pățit odată când cineva nu știa exact numărul de telefon și mă adresez, zic, sunt părintele Mariu, zice, dar părintele cui? Eu am rămas puțin blocat, așa. Sunt părintele Marius. Da, 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 bun. Și părintele cui? Fără să știu eu, fiica mea duhovnicească era dirigintă la o clasă și era obișnuită să o sune la orice oră câte unul. Eu sunt părintele lui Adrian, sunt părintele lui Cutare, sunt părintele lui Cutare. Și i-a sunat după și părintele Marius. Până să se prindă biata femeie despre ce e vorba, mi-am dat seama că această calitate de părinte este mult mai amplă decât eu însumi credeam. Și să revenim la ale noastre. Calitatea mea de părinte de copii este una care poate să vă privească și pe dumneavoastră ca exemplu. Atunci când sunt copiii mici, vrei să faci din ei ceea ce n-ai reușit să faci tu, sau să faci un copil model, sau să-l faci măcar ca pe tine, un alta. Este cea mai mare greșeală. Pentru că Dumnezeu nu vrea să fim așa siamezi. Nu, fiecare trebuie să aibă personalitatea lui. Dar noi ne întărim în cerbice, cum zice Scriptura, și începem să vrem să-l facem pe celălalt la fel ca pe noi. Nu încape nimic. Și pe ce ne bazăm? Noi credem că facem bine. Credem că facem bine, acum, pornind de la cazul nostru, nu de la cazuri patologice. Noi vrem să facem bine. Ei, ia ca Mântuitorul ne avertizează încă dinaintea vremii martirajului că va veni o vreme când cei care vă vor ucide
vor crede că aduc slavă lui Dumnezeu. Păi voi, fraților, exact ăștia suntem noi. Noi credem că aducem slavă lui Dumnezeu și ce facem? Ucidem pe celălalt. A, păi cum ucide? Și strâng eu copilul de gât? Păi, dar nu trebuie să-l strângi de gât. Să-l strângi în brațe prea tare și tot e suficient. Adică să-l alimentezi cu ceea ce are nevoie și l-ai distrus. Asta înseamnă să îl sufoci, asta înseamnă să îl anulezi. Despre această anulare ziceam că vreau să vorbesc astăzi. Este o atitudine a noastră. Înscrisă parcă genetic în sângele nostru care ne irigă atât mintea cât și brațele și credem noi că datoria noastră este să-l facem pe celălalt mai bun. Nu. Pe celălalt trebuie să-l facem ca pe el. Pe celălalt trebuie să îl mângâiem când este cazul, dacă leșin, așa cum am spus și nu mă dau înapoi, să-i dăm două palme să se trezească, după care să lăsăm să-și vadă de viața lui. Noi suntem, v-am spus de la început, cei care suntem călăii celorlalți. Noi vrem să desființăm pe celălalt, adică zicem noi, să desființăm răutatea din celălalt. Dar nu e chiar așa. Poate că răutatea pe care o vedem noi este bunătate pentru altceva. Poate că noi l-am provocat să se arate omul acela ca fiind rău. Vedeți că lucrurile sunt foarte, foarte delicate. Atunci când credem noi că facem o faptă bună, ne asemănăm, cum am mai spus, celui care vroia să-l ajute pe celălalt să treacă strada. Și el, săracul, nu vroia să o treacă. Copilul nostru trebuie neapărat, după ce vine verde la semafor, să treacă strada, domnule. Dom'le, dacă a terminat copilul liceu, trebuie să treacă strada la facultate. Și bietul copil are o problemă. Lui îi plac lucrurile astea mai grosiere. Bă, nu-l lăsăm, mă, nu-l lăsăm să se ocupe de lucrurile alea. Pentru că noi îl vrem mai bun. Adică ce facem? Noi vrem să-l desființăm pe el și să trăim noi în locul lui. Păi asta nu înseamnă că a venit vremea de care zice Mântuitorul, că a venit vremea în care nouă ni se pare că aducem o slavă lui Dumnezeu dacă îl ucidem pe celălalt. Adică stai așa să fiu pedagogul, dar nu mai copilului meu, ci al vecinului meu și cu tare, pedagogul orașului, pedagogul neamului meu. Fraților, exact asta făceau călăii când puneau mâna pe secure și retezau capul creștinilor pentru că nu mărturiseau pe Hristos. Dar noi îi lăsăm pe copiii noștri să-L mărturisească pe Hristos, adică pe Hristos din ei. Să zică, bă, tată, știi ce? Eu după liceu am terminat-o, bre, vreau să muncesc. Ah, păi ce vrei să râdă vecinul de mine? El care are trei copii la facultăți cu tare, eu nu sunt în stare nici la ei mei, să poate așa ceva. Fraților, cam așa se pune problema și cred că Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este un mare prilej ca acum, exact în a treia zi de Paști, să ne adune și să ne scuture așa puțin. Noi care ne-am mângâiat și săptămâna trecută în slujbe foarte, foarte tânguitoare și noi am crezut că gata, neamul omenesc se pregătește de mari și mari lucruri frumoase, numai de admirat, da, e adevărat. Dar ce facem în subsidiar? Noi avem cuțitul să tăiem voința celuilalt, să o impunem pe a noastră. Avem securea cu care să retezăm elanul celuilalt, crezând noi că nu pe acolo să face treabă. Noi avem smoala încinsă ca nu cumva să ne scape și să-și facă cel de lângă noi voința lui și noi uităm că Dumnezeu dă ploaia sa peste cei buni și peste cei răi. De ce uităm lucrul acesta? Pentru că Dumnezeu e așa de bun cu noi încât ne dă și ne spune că trebuie să fim și noi ca El, dar nu ne obligă. Iubiți credincioși, cel mai important lucru, după părerea mea, este să-L lăsăm și pe celălalt să-L mărturisească pe Hristos. Poate nu înțelegem, poate că m-ați luat prea în glumă, dar a nu lăsa pe cel de lângă noi să-și vadă de viața lui. Chiar dacă noi la un moment dat credem că viața lui va fi plină de greutăți și că, vezi, Doamne, de ce să-l lăsăm pe băiat să se facă inginer când putem să se facă mecanic, când putem să-l lăsăm să facă inginer, adică să scrie mai mult decât să dea cu ciocanul pe la roți. Dar poate că lui așa îi place. Chiar mă bucur că cineva comenta
ce spusesem eu într-o predică de-a mea și zice, să știți că m-am regăsit într-un lucru extraordinar. Ce? Atunci când a spus că viața de dincolo și raiul nu e așa cum credem noi toți la un loc, ci cum crede fiecare. Zic eu, nu pot să-mi închipui pe un rocker răsplătit de Dumnezeu cu raiul vieții eterne într-un loc plin de liniște. Că nu i se împrinde, cum zicea mămăița mea. Nu poate omul ăla să se bucure decât în felul lui. Să știți că după cum ne amărâm în felul nostru, așa ne și bucurăm în felul nostru. La fel este și în viața noastră cea de toate zilele. Cunosc copii care după 8 clase s-au apucat de câte ceva. Și i-am urmărit ani de zile și acum au ajuns mari și nu le pare rău pentru munca fizică pe care o fac. Pe mine m-ar obosi ceea ce fac ei, dar un lucru am aflat de la unul dintre ei. Zice, da, dar pe mine m-ar obosi fantastic ceea ce faci tu. Așa este. Suntem amăgiți de propria noastră minte să credem că ceea ce ne place nouă place și celuilalt. Nu. Să credem că ceea ce este greu pentru noi este greu și pentru celălalt. Nu. Sau ce este ușor pentru noi este ușor și pentru celălalt. Erau niște copii care se pregăteau pentru școală și am stat de vorbă cu fiecare în parte. Și unora le părea bine că se termină vacanța, altora le părea rău. Erau firile practice și firile meditative. Și eu i-am îmbrățișat pe toți pe rând și le-am dat dreptate fiecăruia. Acum, bine, că o știți și pe cealaltă, că un judecător deja era foarte renumit prin faptul că dădea dreptate oamenilor. Dar când venea primul și zicea câte ceva, ce dumneavoastră ai dreptate. Venea celălalt în cauză și zice, și dumneavoastră ai dreptate. Și unul zice, dumneavoastră, hai să-l punem la punct pe ăsta, că nu înțelege, nu se mai face dreptate niciodată, dacă toți avem dreptate. Și a venit la el și a spus, ce nu vă supărați, dar am auzit că dumneavoastră dați dreptate și unuia și altuia dintre părți. Da. Zice, dar nu vi se pare că e posibil să aibă dreptate numai unul? Zice, domnule, știi că și dumneavoastră ai dreptate? E un mod de viață, e adevărat. Dar, în ceea ce mă privește pe mine, dau dreptate și unui grup, dar dau dreptate și părților fiecăreia în parte, tocmai pentru a așeza pacea. Dacă nu așezăm pacea, n-am făcut nimic. Acum vă imaginați, dacă ai pe nora și pe soacra în față. Nu, asta e o definiție clară și nu trebuie să ne ascundem după degete. Dacă vorbești cu amândouă deodată, trebuie să găsești punctele lor comune. Mai mult de două nu căutați, că nu sunt. După care, dacă stai de vorbă cu fiecare în parte, sunt puncte excepționale câte 10, dar de fiecare. 10 la una, 10 la una. Dar este important să-l înveți pe celălalt să nu arunce chiar așa cu pietre în locurile acelea foarte, foarte delicate. Și de asta zic că au dreptate și amândouă la un loc, au dreptate și fiecare în parte. Pentru că au. Punctul de vedere însă diferă. Și să nu uite nurorile că în primul rând soacrele au în spate mai mulți ani decât au în față și sunt de multe ori invidioase, poate subconștient, poate că n-am fost soacră și nu știu, sunt invidioase inclusiv pe tinerețea celorlalte. Și atunci, cu ce să te lupți? Cu faptul că te-ai născut mai devreme sau mai târziu decât celălalt? Nu. Deci nu te mai lupți cu acest subiect. Iubiți credincioși, și revenind la ale noastre. Spuneam că noi suntem cei care martirizăm pe ceilalți. Poate că nu am știut până acum, dar astăzi aflând, trebuie să luăm măsuri. Și pornim exact cu ceea ce am început. Dacă Mântuitorul a zis, va veni o vreme, acum eu vă spun că a venit o vreme în care, atunci când ucidem pe celălalt, când nu-l lăsăm să facă ce crede el de cuviință, noi dăm slavă lui Dumnezeu. Și nu este așa. Putem să dăm slavă lui Dumnezeu lăsându-l pe celălalt, ajutându-l pe celălalt, influențându-l în bine pe celălalt, atunci putem să știm că prin această atitudine dăm slavă lui Dumnezeu. Altfel, ucidem pe celălalt,
nu-L lăsăm să-L mărturisească pe Hristos ca împărat și domn. Dacă aș spune, cum am zis mai devreme, aș întreba pe un foarte virtuos în muzică zgomotoasă, să zic așa, zgomotoasă pentru mine, cum vede el raiul? Credeți că dacă l-ar vedea așa cum îl văd eu, i-ar mai conveni? Dar, zice Sfântul Ioan, citând pe Mântuitorul, în casa Tatălui meu, multe lăcașuri sunt. Va să zică Dumnezeu când ne așteaptă într-un palat, pe unii ne duce la bucătărie, pe alții ne duce în dormitor, pe alții în fiecare lăcaș, adică raiul are mai multe feluri de a te bucura. Eu, de exemplu, nu aș putea să văd pe mama mea că se bucură de sărbători, fără să se scoale la ora 2-3, să facă 2-3 torturi pentru ziua următoare. Dacă i-aș lua această bucurie, locul acela luminos și plin de verdeață și de odihnă, ar fi iadul ei. Asta sunt sigur. Trebuie să respectăm fiecăruia ceea ce crede el că este mai bun și mai frumos. O să zic că să ne străduim de acum înainte. Și odată cu prăznuirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtător de biruință, să înțelegem că vremea aceea în care ne omoară ceilalți, crezând că dă slavă lui Dumnezeu, este peste noi. Dar nu este numai peste noi, este și sub noi. Și dacă este sub noi, înseamnă că noi suntem deasupra și putem să facem altceva decât prima noastră impresie. Să lăudească Dumnezeu ca această mare zi de sărbătoare să ne înțelepțească, să ne ferească de a avea gânduri ca celălalt să fie neapărat ca noi, ci într-adevăr fiecare de cel lângă noi să își vadă de o viață liniștită și noi doar să-i încurajăm. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Hristos a înviat!